Haideți să vedem o altă aplicație, problema numărul 4. O furnică se plimbă doar pe suprafața laterală a unui tetraedru regulat ABCD cu latura tetraedrului AB egală cu 10. Dacă M și N sunt mijloacele muchilor AC și BD, aflați lungimea celui mai scurt drum dintre punctele M și N pe care îl poate parcurge furnica. Faptul că avem de a face cu un tetraedru regulat ABCD înseamnă practică